După ce s-au desfășurat două concursuri pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în școli, în Sălaș au rămas posturi neocupate, astfel că, înainte de începerea anului școlar, s-a făcut o nouă selecție pentru aceste posturi. La concurs s-au înscris 13 candidați care au avut de prezentat un plan operațional privind școala pe care vor să o conducă și să răspundă la întrebări din legislația școlară. Pentru a fi declarați admiși, ei au trebuit să obțină 21 de puncte din cele 30 posibile. Din cei 13, doar 9 au trecut de probele de concurs. Lista noilor directori: Sabo Adel Emeș, școala gimnazială numărul 1 Carastelec, Varga Imre Ștefan, școala gimnazială numărul 1 Jebucu, Ilieș Simona Ana Maria, școala gimnazială numărul 1 Letca, Pocol Olimpia, școala gimnazială numărul 1 și Mișna, Noi Ciobo, liceul tehnologic numărul 1 Nușfalău, Mureșan Ioan, Palatul Copiilor Zalău. Lista noilor directori adjuncți: Lupa și Viorica, liceul tehnologic Mihai Viteazul Zalău, Cadar Emilia, liceul tehnologic Cerei Goga Crasna, Maior Gheorghina, liceul tehnologic numărul 1 Nușfalău.